Salutare tuturor, astăzi am să fac un tutorial special pentru voi, cum să pregătim un calculator pentru studio de înregistrări. Și am să încep pentru a instala Cubase 10 Pro pe acest calculator, doar că Cubase-ul respectiv deține licență cumpărată. Am să încep să-i dau instalare. Procesul de instalare va dura ceva timp, iar pentru a nu vă plictisi am să-i dau să ruleze mult mai repede porțiunea respectivă și am să continui cu compresoare, VST-uri și absolut tot ce ține de un studio de înregistrări. După cum se vede acum merge Cubase-ul, doar am scos cheia din spate și am reintrodus-o înapoi și a văzut keygen-ul și putem să continuăm să facem setările pentru studio. Am să selectez placa de sunet Moto, pe care deja am instalat-o. Am să-i dau Empty Project, am să setez. Faceți exact setările care le fac și eu. Pentru a deschide pur și simplu un proiect, am să-i dau aici. Nu mai contează decât îmi trebuie flanșa Already Registered. Îmi trebuie decât flanșa goală. Am să debifez cele deschise pentru că nu mă interesează, am să micesc puțin, să fac loc pe ecran. Am să aduc un track mono și am să fac bara de mixer mai mică. Eu am keygen-urile mele. Dumneavoastră folosiți keygen-urile care le știți. Am prescurtările mele care le folosesc, dar dumneavoastră puteți să folosiți prescurtările voastre. Dau un save, închid. Și de aici am să încep să intru în stick-ul minune. Am să intru la Power ISO. Am să montez imagine. Și am să instalez în primul rând Waves Complet 10. Am să mă duc în My Computer, am să dau click dreapta, Open, Waves. După care am să dau Install Waves Central. Mare atenție, internetul trebuie să fie deconectat.
Aici este perfect, disable. Și am să continui procedura de instalare. Next, I accept all the agreements și toate cele. Aștept să instaleze Wave Central. Doar că și acest program durează ceva timp pentru că instalează absolut toate băncile și toate compresoarele. Cele vechi, cele noi. De aici dați copiere, îl puneți pe desktop. Acest cod CD Drive cu numărul acela 201903 bla 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 trebuie să fie pe desktop pentru a-l încărca în Wave Central, bineînțeles offline. Veți vedea pe parcurs. Până se copiază, vă arăt aici, aveți patch-ul. Nu uitați să dați cu patch-ul înainte de a deschide Cubase-ul pentru a vă funcționa toate compresoarele, toate filtrele și absolut tot ce instalează. În banca aceasta de la Wave 10 găsiți și la VST Waves un bas bun. Bun, bineînțeles, mai multe. Am să aștept instalarea respectivă pentru Waves. Am să-i dau no, pentru că nu am nevoie de reset chiar acum, când se copiază compresoarele și toate cele. Am să aștept să se copieze. După ce se va copia, am să deschid Wave Central. Am să mă duc în C, Program Files 86. Am să creez un new folder și am să scriu VST 32 bits. În folderul respectiv am să aduc denumirea pluginurilor care le voi instala,
De exemplu, Antares, Nexus și multe altele care vor urma. Deschidem Wave Central. Dăm că suntem de acord, install product, select offline, ne ducem pe desktop și selectăm exact fișierul cu cod. Au apărut absolut toate compresoarele, toate cele, dați aici move all, după care dați instalat, continue și aici la fel vom aștepta ceva timp până se instaleze, dar până la instalul respectiv acesta am să-l las să meargă exact așa cum trebuie, pentru că mai sunt multe de dat install. La final o să va apărea o eroare, dar să nu vă speriați că nu se întâmplă absolut nimic. Între timp am să mă duc în My Computer. Pe stick. Patch. Și am să intru la VST Plugins și am să instalez Antares Autotune, cel care se folosește la corecția vocii. Am să-i dau Next, Browser și am să-l duc exact unde am creat folderul mai devreme, în 86, VST 32 de biți, Antares și am să-i dau OK. Exact același lucru și cu al doilea. C, program files 86, VST 32 de biți, Antares, OK, Next. Am să bifez Don't create a start menu folder, Next, install. Bun. Am să copiez Bluetooth pentru că sunt decât niște DLL-uri și merg puse decât acolo unde este și Antares-ul instalat, unde se va instala și Nexus-ul. Continue. După care o să mă duc să iau și Wizo, același lucru. Copy. Și dăm paste în același loc. PS-urile, același lucru, am să le copiez și am să le dezarhivez exact în același loc, pentru că sunt exact la fel ca Wizo, Bluetooth, trebuie decât dezarhivat și lăsate DLL-urile exact unde le pune. Nu uitați să dezactivați antivirusul. Manager settings, off, absolut toate să fie pe off. Puteți să întâmpinați probleme cu keygen-urile. Am să-i dau dezarhivare. Între timp ce se instalează Wave Central, am să mai pun alte VST-uri sau plugin-uri care se instalează individual.
am explicat că la Waves durează ceva timp pentru că Waves Central 10 deține o gamă largă de compresoare și VST-uri în care cuprind și compresoarele vechi, dar nu numai, și compresoare noi. Probabil mulți dintre voi v-ați obișnuit cu cele vechi și s-au gândit să fie și noi și vechi, pentru că multă lume știe să lucreze cu cele vechi. New folder și am să scriu virtual guitar. Guitarist. În fine. N-are nimic, îl voi modifica după. Bun, acesta mai durează. Să mă duc în ce? Program Files. Normal. În 64 de bit, Steinberg. Unde am instalat Cubase-ul, Cubase 10. VST plugins. Și aici am să fac aceleași foldere care le-am făcut și în sistemul 32. Și am să scriu Antares. Nexus. Blue Tubes. Virtual Guitar. Da, e bine așa, Virtual Guitars, că sunt mai multe. Am să-l modific și în sistemul 32. Continue. New folder. PC liniuță Wins. Și aici am să le adaug pe toate. Ele sunt puse în foldere separate pentru a le converti în 64 de biți. Pentru că dacă le pun să le convertesc pe toate odată, o să primesc o mare eroare. Iar pentru a nu întâmpina eroarea respectivă, vă sfătuiesc să le puneți în foldere separate. Favoriso, Mount Image. Nu uitați să copiați librăria pentru instrumentele care vi le dă pachetul respectiv. Asta este librăria pentru VST-uri. Recomandat e să o puneți în C. Program Files. Steinberg. Și o lipiți exact aici. Nu mi-a copiat-o, am să mă duc din nou. Să dau Mount Image și am să o trag direct. Bun, acum merge.
Între timp ce se instalează, se va copia și librăria. Puteți să vă luați între timp o țigară și o cafea, că treaba asta durează. Calculatorul care îl fac nu este al meu, este calculatorul de la Promedia 4K. Am uitat să vă specific, Windows-ul este curat, curat, a fost reinstalat, curat, pentru a nu avea erori sau alte probleme. Am să încerc să mai fac ceva, între timp, am să intru la VST-uri, am să copiez cheile respective care mi le pun pe Cubase, sunt niște chei care le folosim noi, niște scurtături pe tastatură. Am să le pun exact unde este Cubase-ul instalat, în C, Program Files, Steinberg, și am să le pun exact aici, să știu unde le găsesc când am să le adaug. Continue. Îi dați install.
După care el va continua să instaleze. Între timp se va copia și banca de sunete. Dacă nu aveți spațiu suficient în C, puteți să puneți și în D, banca de sunete, doar să știți de unde o luați. Icoanele respective puteți să le ștergeți. S-au copiat restul și am să mă uit pe aici să vedem ce mai facem. Între timp s-au copiat banca de sunete. Perfect. Internetul dezactivat. O să șterg și icoana respectivă. Nu-mi trebuie. Nu e nicio problemă cu eroarea respectivă. Dați OK. Închideți fereastra. Vă duceți. Nu uitați de patch înainte de a deschide Cubase-ul. Dăm cu Waves Complete 10 patch. Next. Și asta este. Compresoarele sunt instalate, plus VST-uri. Wave Central, puteți să-l ștergeți, inclusiv codul respectiv care va introduce în Wave Central toate compresoarele și toate VST-urile, puteți să-l ștergeți și pe acesta. Bun. Am să așez mai computerul la locul lui. Și am să continui cu instalarea programelor după ce deschid Cubase-ul. Să vedem dacă a luat absolut toate compresoarele și VST-urile. După cum se observă, sunt Wave Shell și toate celelalte. O să dureze puțin până se deschide pentru că sunt foarte, foarte multe, dar asta se va întâmpla decât pentru prima deschidere. La următoarele deschideri nu va mai dura atât de mult. Bun, am să-i dau empty, create, select folder, nu contează. Am să mă duc să adaug cheile care le-am deja salvate. Și am să le fac mici modificări la chei. Program files, exact unde le-am pus în Steinberg. Ok, puicuță, open și cheile sunt activate. Dar v-am spus am să mai fac mici modificări pentru că vreau să-mi pun vreo câteva chei care mi le-am setat eu. Audio import. Sau fixed velocity, velocitatea la MIDI
Și am să pun tasta 8. 8 după tastatură de la tasta numerică. Sau 8, care doriți dumneavoastră. Fixed length, asta este lungime notelor MIDI, pentru a mi le face la aceeași lungime. Și după aia să le măresc eu pe toate odată exact cum vreau. Bun. Și am să intru eu frumos, am să mă duc jos la zoom. Și am o să trebuiască aici să setez zoom out verticalii. Și zoom in verticalii. Pentru a deschide, am Ctrl săgeată dreapta, Ctrl săgeată stânga, pentru a strânge și pentru a deschide, și pentru verticalii, Ctrl up, Ctrl down. Am să aduc un track pentru a verifica. Funcționează. Funcționează și stânga și dreapta. Tasta V îmi aduce bara pentru instrumente, pentru VST-uri. De asta am și setat tasta V. Tasta C îmi aduce mixerul. Am să-i dau și aici o listen top. După cum se vede, am decât basic-ul de la Cubase și Waves, cele de la Waves care s-au instalat odată cu banca respectivă, am să le deschid pe rând toate. Și am să-i arăt unde sunt băncile de sunete pe rând la fiecare VST în parte. Steinberg, sample, library from Waves, și am să iau basul respectiv. După cum se observă, am încărcat banca de sunete. A doua oară nu să mai ceară această bancă de sunete. De asta trebuie să le fac la absolut toate, să le iau pe rând, să le arăt unde se află banca de sunete. Și fac aceeași operațiune, am să mă duc la Steinberg, exact unde a copiat banca de sunete. Clavinet. Și am să aduc clavinet HD. Același lucru, mi-a încărcat banca de sunete. Și am să-l aduc pe următorul, chiar dacă știu că Codex Stereo are banca lui de sunete deja. Dar le deschid pe toate pentru a vedea că funcționează. Pentru a fi sigur de treaba asta, următorul. Am să aduc aici și 80. Următorul. 200. L-am încărcat și pe cel cu 200, Electric 200 Stereo. Următorul, 88 Stereo. Am să dau tot 200 pentru a vă arăta, chiar dacă greșesc, o să mă întorc înapoi. Și am să mă duc să-i aduc exact ce mi-a cerut, dar v-am arătat treaba asta pentru a nu vă speria dacă greșiți. Una din ele nu este nicio problemă, nu vă scoate sau nu vă dă vreo eroare sau ceva de genul.
să le fac mai mici pentru a încăpea mult mai multe. Și am să aduc următorul element stereo. Acesta la fel nu-mi cere, este un sintetizator, nu-mi cere banca de sunete, dar îl deschid pentru a fi sigur de treaba asta. Flow Motion, nici acesta nu o să-mi ceară banca de sunete. Tot un sintetizator. Următorul, Grand Rapsodia Piano. Am să-i aduc la, și la acesta banca de sunete pentru că acesta o cere. Program Files, Steinberg, Sample Libraries, Grand Rapsodia HD. Bun. Ele deja sunt înregistrate, știu deja unde au băncile de sunete. Am să dai Don't Save. Închid Cubase-ul definitiv. Pentru că am să încep cu următoarele operațiuni. Cu instalarea cu PowerISO. Am să montez imagine. VST plugins. Și am să încep cu Nexus. Open. Mă duc pe My Computer. Click dreapta. Open. Îi dau Nexus 2 Setup. Am să-i dau Next. Și aici am să-i schimb direcția de instalare și am să mă duc în Program File System 86, VST 32 de bits, Nexus folderul care l-am creat deja. Am să-i dau Next, Next Full Installation, Don't Create Smart New Folder, Instalare, Finish. Și asta a fost. Nu uitați să copiați banca de sunete, Nexus Content, Copy. Și am să-i o duc exact în Program File 86, VST 32 de biți, Nexus, exact în folderul care l-am creat, VST Plugins și aici am să lipesc, am să-i dau Continue și am să aștept copierea băncii de sunete pentru Nexus, doar că după ce se va copia absolut tot, am să copiez tot și am să scot din folderul respectiv cu VST Plugins și am să-l pun direct în folderul cu Nexus pentru a nu-mi arăta în Cubase VST plugins sau alte foldere sau alte denumiri. Le voi lua pe toate, le voi copia absolut pe toate din folderul respectiv cu cut și am să-i dau paste. Bifăm căsuța, continue și am să șterg folderul cu VST plugins. Mai departe, Antares-ul este instalat. Bluetooth sunt puse, Nexus-ul este instalat, PC-urile le avem toate aici, Virtual Guitar, Wizo-ul avem deja pentru că sunt puse DLL-urile, trebuie decât activate, dublu click pe tarabana respectivă, pe logo cu tarabana respectivă și vor funcționa fără nicio problemă. Doar că trebuie să convertite în 64 de biți. Nu uitați, nu ștergeți absolut nimic ce ați creat în sistem 86. Pentru că toate băncile de sunete din cele de 32 de biți le vor folosi în 64 de biți.
Am să iau contact 5.6.6 și am să-l trag pe desktop, am să-l dezarhivez și Trilogy. Și atmosferul, după ce îl copiez, am să iau și atmosferul. Bun. Momentan este de ajuns. Am să creez folder. Și pentru Trilogy și pentru atmosfer. Am să pun și folderul cu clarinet și sax de la Swam. Pentru a nu uita de ele, să le instalez. Așa. O să dau la contact extragere. Acesta este varianta și pentru 32 și pentru 64 de biți la instalare. Va dura puțin până îl deschide pentru a fi pregătit pentru instalare. Știu foarte bine, la acest tutorial trebuie să aveți o răbdare de aur pentru a face calculatorul exact așa cum trebuie. Am pentru install și Cubase-ul 10.5, care este crăcuit foarte, foarte bine și nu pică. Dar cei de la ProMedia 4K au Cubase-ul cumpărat și n-avea rost să băgăm unul crăcuit odată ce au dat banii pe Cubase 10 Pro. Am să-i dau accept, next. Next și am să las aici să ducă, aici am să adaug un folder în 64 de biți la Steinberg, Cubase 10, program files și am să adaug un folder și am să scriu contact. Și am să selectez instalarea exact în folderul care l-am creat. După care, după cum observați, pentru 32 de biți și pentru 64 de biți. Pentru 64 de biți dau change și am să-l duc în program files, exact unde am în Steinberg, Cubase 10, VST plugins, contact. Cel de 32 de biți nu mă interesează.
Bun. Dați finish. După ce ați dat finish, ștergeți icoana respectivă care v-a pus-o pe desktop. Am să mă duc la contact 5, 64 de biți și am să iau decât DLL-ul care îmi trebuie. Nu folosesc celelalte, așa că nu are rost să-l umplu cu celelalte. Cubase, VST plugins, contact, am să le șterg pe cele puse de install. Continue și am să lipesc pe cel care l-am copiat deja crăcuit. La contact 5 unde a fost instalat icoana respectivă trebuie pusă de aici. O copiem. Și dăm replace la cea care a fost pusă de install. După toate acestea, am să mă duc frumos la Keygen pentru a-l înregistra. Contact 5, selectez, registrare, successful registered, puteți să închideți fereastra respectivă și contactul va funcționa full. Dați skip. De obicei, icoanele le ștergem la final, dar aici mai fac o excepție. Am să dezarhivez Trilogy. Și vom dezarhiva și atmosferul. Între timp, intrăm în Program Files. Steinberg, Cubase 10, VST plugins și aici am să verific contactul. După cum se observă, mi-a și apărut, contactul funcționează, este full, nu este decât spart, este crăcuit foarte, foarte bine. Am să-i dau extragere și la atmosfer. Am să șterg arhiva de la Trilogy, după care am să șterg și arhiva de la atmosfer. O să încep să creez folderele pentru Trilogy. Și pentru atmosfer. Am șters arhiva, am să montez imagine și am să mă pe desktop exact unde le-am dezarhivat și am să instalez prima dată Trilogy. Open Setup și aici la fel am să-i arăt unde să se instaleze. Am să-l îndrum instalarea să fie exact în Program Files System 32. VST 32 de biți și am să-l duc în folderul creat cu Trilogy. Next. Banca de sunete, am să-i duc exact în același folder. Sistemul 32, VST, Trilogy, OK. Acum îmi cere CD-ul 2, am să mă duc jos și am să montez CD-ul 2. Dați OK. Cere CD-ul 3. Mă duc și instalez și CD-ul 3. Am să-l montez. Și am să-i dau OK.
CD-ul 4, aceeași procedură. CD-ul 5. El deja s-a creat banca de sunet. Am să scot keygen-ul pentru Trilogy, pentru că am să-l folosesc și la atmosferă, același keygen. Doar că îi voi lua și DLL-ul crăcuit. Aceeași procedură, deschidem cu Open, îi dăm Setup, Yes, Next, Yes, și am să-l duc exact unde am făcut folderul în VST32, Atmosphere, Next, Next, Install. Același lucru am să fac și cu banca de sunet, am să-i duc în același folder. Și am să-i dau montare la CD-ul 2, exact ca la Trilogy, doar că acesta deține o bancă mai mare de sunete și este format din 6 partiții. Am să-i dau și 3-ul. Și CD-ul 4. CD-ul 5. Și în final CD-ul 6. După care îi dăm finish și am terminat operațiunea de instalare. Am să deschid din nou CD-ul 1 pentru a lua crack-ul, DLL-ul respectiv. Am să-l copiez și am să-l duc exact unde l-am instalat. Încep, program Files 86, VST 32 bits, atmosfer și am să-i pun DLL-ul respectiv aici, replace. Am să copiez toate cele și am să le scot lângă banca de sunete pentru a-l găsi mult mai repede în Cubase și am să șterg folderul respectiv, exact ca la Nexus. La Trilogy voi face aceeași operațiune, am să le scot din folderul respectiv pentru că eu când o să vreau să le încarc în Cubase îmi va lua foarte mult timp să intru prin foldere. Bun. Mergem mai departe. Virtual Guitars. Mount Image. Și am să mă duc exact pe stick-ul care l-am. VST Plugins. Virtual Guitars. Și avem aici CD-ul 1. Exact aceeași procedură ca la celelalte, am să-i dau auto run, install, next, next, browser și am să-l duc exact unde sunt și celelalte instalate în VST 32 bits. Virtual Guitar, yes, next. Banca de sunete am să o duc în același loc, exact unde am instalat și prima dată. Virtual Guitarist, ok. Este sigur? Da, sunt sigur. Next. După care o să-mi ceară CD-ul 2 și CD-ul 3. Le montați exact ca la Atmosfer și Trilogy,
Doar că la acesta necesită ca să deschideți jos din bară, după cum se observă, nu se mai vede bara respectivă de la Windows. Și o să fiți nevoiți să apăsați tasta Windows. Este butonul acela cu steagul de la Windows. Bun. CD-ul 2, după cum a spus, apăsați din partea stângă. O să vedeți pe tastatură steagul de la Windows pentru a putea deschide bara și pentru a putea monta următorul CD-ul. Dați OK și continuați instalarea. Setul respectiv cuprinde două chitări, acustică și electrică, cea galbenă și cea albastră. După care vom instala și varianta tot electrică, cea roșie. La cea roșie am să vă arăt că este puțin mai complicat, adică de multe ori foarte multă lume a descărcat și a doua versiune electrică, doar că nu a știut să o instaleze pentru că nu i-a deschis crack-ul respectiv care îl avea. Și dacă nu deschidem crack-ul respectiv care îl are la deschidere pentru instalare, nu puteți să-l instalați. Adică se instalează, dar nu o vede. Vom pune și ultimul CD-ul, 3-ul. Apăsați după tastatură stegulețul de la Windows și montați ultima imagine, 3-ul. După care dați OK pentru continuarea instalului. Dăm finish, după care dăm back, ne ducem și montăm pentru următoarea chitară electrică.
Dăm open. Clic dreapta open. Ne ducem la crack-ul respectiv. Îl deschidem. Doar îl deschidem. Nu-i dăm close. Lăsăm deschis. Ne ducem fain frumos back. Autorun. Și acum va funcționa exact cum trebuie. Next. 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 Va băga și niște plugin cu niște compresoare pentru chitări. 86. VST. 32 bits. Și am să-l duc în același folder. Să le am pe toate trei în același folder. Aceeași procedură și banca de sunete o voi băga tot acolo. Browser. Guitarist, ok. Sunt sigur că vreau să duc acolo banca de sunete. Next. Se va instala puțin mai repede deoarece este doar una singură. Următorul CD-ul 2, la fel, apăsați butonul cu icona de la Windows și dați CD-ul 2 pentru montaj, dați OK, continuăm instalarea. Vom monta și CD-ul 3.
It does finish. Îi dați cancel că nu vreți să restartați calculatorul pentru a continua instalarea la următoarele VST-uri. Să mă duc pe stick să văd ce a rămas de instalat. Și am să iau clarineții și saxofonul. Am să le instalez. Nu uitați, internetul să fie oprit permanent pentru a putea instala fără absolut nicio problemă VST-urile, compresoarele și toate cele. Acesta am să-l duc direct în sistem 64 pentru că este pentru 64 de biți, exact unde am creat folderul cu clarinet și sax. Aceeași procedură și cu saxofonul. Idem la fel. Am să bifez căsuțele cele două. Next. Finish. Închideți ferestrele respective, dați close și la crack și la chitară, după care facem Steinberg, QB10, VST plugins, clarinet și sax, le scoatem din folderul respectiv și le punem direct să rămână singure în folderul clarinet și sax. Îl ștergeți. Dați continue, nu o să apară absolut nicio problemă, nicio eroare. Mergem mai computer să vedem ce mai trebuie instalat. Terax mai trebuie instalat. După care vom începe operațiunea de transformare din 32 de biți în 64. Am să-l deschid direct de aici. Pentru că durează copiere. După care extragere din arhivă. Și așa mai bine îl copiez direct de aici. De fapt, îl deschid direct de pe stick. Și am să-i dau install direct de aici. Nu uitați de Keygen. Dăm Next. Next. Acesta lăsăm să ducă exact unde vrea el. Acceptăm absolut toate condițiile și preseturile. Le vom da Next. El va instala pluginurile, după care își va instala și preseturile peste. Va dura puțin instalarea pentru că are foarte, foarte multe. Mai dăm câte un refresh.
O să mă duc deja în Jibrigi. Și am să încep transformarea din 32 în 64. Nu uitați să deschideți Run Like Administrator. Ca și administrator, vă duceți la 64 de biți, bifați căsuța de jos, după care vă duceți exact în sistem 32. La VST 32 de biți, Antares, dați OK și dați pe desktop să vă pună DLL-ul. După care copiați DLL-ul și fișierul care vi s-a pus pe desktop, luați cu CUT, aduceți în Program Files, 64 de biți, Steinberg, Cubase 10, plugins și îl punem la Antares. După care mergem cu Bluetooth. Jibrigi. M-am dus deja prea jos. Așa. Clic dreapta. More. Run as administrator. La fel. Bifăm. Dăm căsuța. Și am să mă duc să iau Bluetooth. OK, desktop, sunt deja transformate în 64, am să le iau pe toate, CUT, Bluetooth, le lipesc, continue, și următoarele care au rămas, la fel, CUT, paste. Nu uitați, încă o dată vă spun, nu ștergeți absolut din sistem 32. El de acolo își va lua absolut tot, doar că le va folosi în sistemul de 64 de biți. Mai creăm un folder și trecem aici, atmosfer. Bineînțeles, facem folder și pentru Trilogy. Contactul este Nexus. Am să transform și Nexus. Bineînțeles, continuăm instalarea la T-Rex. Acum instalăm și preseturile. Pe acestea le lăsați să se ducă exact unde vor ele. Dați Finish. Icona o șterg. Nu-mi folosește. Am să dau cu keygen-ul respectiv peste el. Am să bifez IK Multimedia jos de tot T-Rex 5, versiunea 5.3.0, Generate Number, automatic successful, exit. Am să continui să transform cele din 32 în 64. La fel, 64 căsuța și am să mă duc în continuare și am zis noi hai să punem atmosferul pentru că cere keygen. Dacă vă dă eroare și nu pornește din prima, încercați și a doua oară și a treia oară, pentru că mai face figuri Jibrigiul respectiv. Nu a fost restartat pentru a vă arăta absolut toți pașii și nici nu am să-i dau până nu termin. Dăm din nou pe atmosfer, chiar punem pe DLL, desktop, copiem keygen-ul, cu cheia de la Trilogy putem să-l jmecherim, o punem deasupra, generate, luăm cheia de jos, o copiem și o lipim la response. OK și a fost autorizat. Luăm DLL-ul după desktop cu cut și îl lipim exact în sistem 64, Steinberg. Cubase, VST, plugins,
atmosfer, îl lipim aici. Și ăsta este atmosferul. După care, dacă tot am început cu atmosferul, să facem și Nexus, Trilogy și ce mai avem de făcut. Click dreapta, More, Run like Administrator, 64 de bits, Don't Add 32. Luăm Nexus, pentru că nu-mi cere Keygen, dăm pe desktop, OK, și-l băgăm la Nexus. PS-urile o să dureze puțin, pentru că la PS-uri trebuie înregistrat fiecare, doar unul dintre ele nu cere Keygen. Trebuie să mă duc la PS, PS1, dar până îi dau OK, trebuie să mă duc să deschid Keygen-ul pentru ele. Și am să intru unde le-am puse, deschid Keygen-ul, mi-l trag frumos într-o parte unde pot să lucrez. Am să-i dau pe PS1, că este deja bifat, desktop, copy, challenge, paste, generate, copiem cheia de jos, o adăugăm, paste, OK, autorizat și am DLL-urile pe desktop deja. Am să deschid PS Win și am să le pun direct în folderul respectiv. Exact așa voi face și cu următoarelor, cu 2, 3, 4, 5 la sintetizatoare sau la sinturi nu o să-mi ceară Keygen-ul. 2, da, OK, refresh, mă mai duc și mai dau încă o dată, este posibil să vă fac același lucru, dar nu vă speriați, puteți să faceți din nou operațiunea respectivă, dacă în caz că nu merge, dați restart la calculator și încercați din nou și trebuie să funcționeze. Acum mi-a luat, copiez cheia, la fel, aceeași procedură. Copiez Keygen-ul de jos, paste, OK, OK. Am obținut DLL-urile de la PS2. Bifez pentru PS3. Deschidem iarăși Bridge. Și facem aceleași operațiuni la absolut toate VST-urile și plugin-urile instalate individual pe 32 de biți pentru a le transforma în 64 de biți. Mai încercăm încă o dată. Desktop, copiem. Lipim. Generate, copiere. Lipim. OK, autorizat. Avem și DLL-urile. Bun, bifăm pentru 4, pentru hip-hop. Aceeași proceduri. Cam aceleași proceduri sunt la absolut toate. Copiem cheia, o lipim din nou, generare. Autorizat, OK, copiem iarăși DLL-urile. Asta este un set de la 1 până la 6. Foarte mulți le știu, le-au avut, dar nu am mai putut să le folosesc pentru că nu știu cum să le separe pentru a putea să le înregistreze. Desktop, OK. Ce vreau să vă spun în timp ce îl fac și pe ultimul, dacă instalați Cubase 5, încercați să le aveți tot separate,
posibil să nu vă meargă pe Windows 10, pentru că ele trebuie transformate în 64, înregistrate cu keyganul respectiv și atunci, chiar dacă nu folosiți DLL-ul pentru 64, o să meargă și pe 32. Bun, așa. Mai dăm o dată, frumos, desktop. Deci dacă le convertiți, chiar dacă nu aveți Cubase 10 pe 64 de biți, dacă le-ați convertit și le-ați autorizat exact cum le fac eu acum, chiar dacă nu folosiți DLL-urile, puteți să le lăsați pe calculator sau puteți să le ștergeți, dar le aveți înregistrate și în 32. Adică puteți să folosiți Cubase 5 după aia și o să meargă. Acum o să luăm Trilogy. Și Bridge, click dreapta, More, Run. Deja probabil ați învățat procedura cum să le transformați. Fac acest tutorial pentru voi, pentru a fi mult mai ușor pentru voi să vă puneți calculatorul la punct pentru o performanță cât mai bună. Am să vă spun și de ce le duc aici în VST Plugins, pentru că le vede ca și cum ar fi ale Cubase-ului și lucrează mult mai bine cu ele aici, unde le punem. Așa putem să le pun un D și să-i dau la Cubase să se ducă să le ia din D, dar prefer să lucrez cu ele exact ca și cum ar fi ale lui. Și asta este motivul de le-am dus exact în VST Plugins, exact în Cubase, ca și cum sunt ale lui. Următoarele chitările, nu o să-mi ceară keygen, desktop. Am să iau absolut toate DLL-urile și am să le mut în folderul creat în 64 de biți la Cubase VST Plugins. Bun. Mai departe, mai creăm un folder aici. Wizo. Uitasem de Darabuka și Latingo. Am să mă duc să le transform și pe cele de la Wizo în 64 de biți. Aceeași procedură. Dau OK ca să mi le dea în foldere. Și am să le iau exact așa și am să le pun. Continue. În mare, calculatorul este deja preparat. Putem să ștergem icoanele. Unmount image. Sper să mă lase să pot să le șterg. Yes, da. Vreau să le șterg. Da. Bun. Șterge și contactul. A mers. Ne uităm pe ei să vedem dacă am uitat ceva. Real guitarul nu-l mai bag, pentru că nu mai folosim. BPM Analyzer este un program bun, dar nu-l mai folosesc, cu care găsesc BPM-ul la melodii. După cum observați, am Cubase 10.5 Pro. Nu uitați să vă instalați programele de bază, DirectX toate, PowerISO, VLK, programe de bază care trebuie în calculator. Am să mai pun analizerul. Am uitat că am net oprit. După câte știu, l-am pus în calculator. Numai puțin, am să caut să îl găsesc. Este ceva arhivat, decât luăm DLL-urile din el. Să mă duc la kit-uri în calculator, trebuie să fie pe aici pe undeva. La kituri și da, asta este, îl copiez pe desktop. Îl extrag,
Are și pentru 32 și pentru 64, puteți să-l luați după internet, este foarte, foarte mic, nu ocupă mult. Acestea sunt pentru 64, cele de sus sunt pentru 32. Am să copiez decât ce îmi trebuie pentru 64 și am să le pun aici în analizare. Cu acesta îmi controlez herții pentru master, cum se face masterul pentru piesă. Pentru că de multe ori e cel de la Waves, baza analizerul mai minte din când în când și nu este exact cum trebuie. Am să-l pun și la mine pe stick, să-l am să nu mai caut după el. Îl șterg după desktop, închid fereastră. Am să deschid Cubase-ul pentru a le da autorizare pentru băncile de sunete, că va folosi băncile de sunete pentru fiecare din 32 în 64 și am să dau da. Bluetooth-urile, după cum se observă, le-a luat. Contactul este în 64 de bits. L-a luat. Nexus. PS-urile, după cum se observă, le-a luat. Trilogy. Chitările. Darabuca, Latingo, Terax 5 l-am lăsat să ducă el unde a vrut pentru că a fost pe 64 de bits. Deci după cum se observă jos le rulează, adică le-a luat. Am să deschid un proiect gol, am să-i dau o runde doar să-l deschid, după care am să-i dau add track, am să deschid mai mult, dar am să deschid bara de mixer, de fapt. În care mă voi uita să văd dacă am toate compresoarele. Și pentru voce și analizerul și Antares-ul am să verific. Analizare este, Antares-ul este, am să-l și deschid, să vedeți că funcționează. Și analizorul, asta este cel care îl folosim noi. Bluetooth funcționează, după cum observați. La Dynamics găsiți T-Rex-urile, dacă lucrați cu ele le veți aici. La Vocals, compresoarele, JJP, Maserati, absolut toate, clar, mai multe. La Virtual Guitarist găsiți deja compresorul de care v-am spus, în afară de chitările care le aveți la VST-uri. Am să-i dau discard. Probabil o să se blocheze calculatorul, pentru că nu am dat absolut niciun restart de când am instalat absolut toate drăciile respective, dar după ce dați restart, o să apară pe desktop, când se aprinde calculatorul, am să deschid și Darabuca, o să apară niște erori, le dați decât ok, nu este nicio problemă, decât o singură dată o să apară acele întrebări și erori. În rest, nu o să vă mai deranjeze absolut deloc. Darabuca funcționează, Latingo funcționează. Au băncile de sunete. Am să le iau pe rând, am să le dau și remove, dar oricum mă aștept să se blocheze. De la Waves le-ați văzut pentru că le-am încărcat băncile de sunete. Virtual Electric Edition funcționează. Are banca de sunete. Da. Exact la ce mă așteptam. S-a blocat. După cum observ. Nu este nicio problemă.
Am să-i dau un restart și am să vin din nou legat de tutorialul respectiv cu următorul. Da, exact cum am spus, trebuia un restart după ce instalați toate cele și le convertiți, dați un restart la calculator. Am să închid. Bun. Am revenit. Și am să deschid din nou următoarele atmosferu. Am să vă arăt că are banca de sunete cu absolut toate cele. Am să-i dau remove. Am să adaug clarinet sax, după cum se observă sunt aici. Am să și deschid bas clarinet. Funcționează. Am să-i dau remove. Am să aduc următorul și clarinetul normal. Primul a fost clarinet bas, al doilea este clarinet normal. După care am să aduc și din gama de la SWAM saxofonul. Funcționează și saxofonul după cum se observă. Am să deschid mai departe contact, cel care mă interesează foarte, foarte mult, pentru că am foarte, foarte multe bănci de sunete semplate. Și din el folosesc majoritatea sunetelor. Pentru populară, ușoară, manele, absolut orice. Dețin băncile de sunete semplate foarte, foarte bine. Și am să îl scot. Și am să aduc un alt VST. O să aduc Nexus și a găsit librărie, merge, funcționează fără nici o problemă. Am să-i dau remove și am să aduc următorul. Să aduc de la PC una sau două, să vedeți că funcționează absolut toate. Au băncile de sunete. O să mai aduc încă unul sau două să observați dumneavoastră că toate funcționează. Am să-i dau la Trilogy. Și Trilogy, după cum observați, are banca de sunete. Adică funcționează fără nici o problemă. Să adăugăm în continuare virtuali, cei care sunt cei mai greu. Cea roșie, Electric Edition, am să încarc o bancă de sunete pentru a nu mai avea, oricum nu să aveți probleme după ce îi dați un restart și dați ok la cele care vi le cere la început. Nu veți mai avea probleme cu ei. Vor funcționa în parametri normal, să zic așa. Am să aduc următorul, acustic, cel care îl cunoașteți. Cei care le-ați folosit. După cum se observă, funcționează băncile de sunete, le încarcă. Am să-l aduc și pe cel albastru.
să bag aici. Da? Se observă că în colțul din stânga la VST-uri scrie din 32 în 64 de biți, dacă ați observat. De la Waves le știți. Cam astea au fost cele prezentate. Să mai aduc un track. Ne uităm, să vedem, totul este în regulă, totul este ok. Dacă aveți întrebări și răspunsuri, puteți să lăsați comentarii. Am să încerc să răspund la absolut toate comentariile respective sau la întrebările voastre. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să vă abonați la canalul meu Verdi Studio sau Verdi Oficial. Toate cele bune!